Sara, dacă vrei ceva neapărat, atunci cu siguranță obții. Dacă visezi, visele devin realitate. Dacă bați, ușa ți se deschide și dacă ceri, cu siguranță ți se dă. Acestea sunt niște motori sau niște fraze pe care le știe fiecare dintre noi, niște fraze transmise din gură în gură și din generație în generație. Pe de altă parte, cu vorba nu ajungi prea departe, iar ca să fiu mai directă, nu ajungi aproape nicăieri. Există oameni care visează atât de mult încât nu mai au timp să-și pună planurile în aplicare. Există și oameni care, pentru că muncesc foarte mult, nu mai au timp să viseze. Familia care este prezentă astăzi pe canapea este o visătoare incurabilă, dar în același timp este și pragmatică, pentru că știe întotdeauna să meargă cu picioarele pe pământ. Dar până vă spun despre cine este vorba, vreau să-i spun bună seara și lui Alexei Litvin, cel care întotdeauna are grijă de coloana sonoră a emisiunii noastre, și vreau să salut și doamnele de la Podium VIP, pentru că au grijă să mă simt întotdeauna bine în emisie, îmbrăcată așa cum îmi place mie. Și acum să revenim la romantismul incurabil și la visătorii care știu să meargă totuși cu picioarele pe pământ. Dacă vrei să afli ceva despre ei, deschide internetul și o să găsești de toate, pentru că Tudor și Nadia Darie au blogurile lor personale, acolo discută, acolo polemizează, acolo îți spun și sunt la curent cu toate problemele care se întâmplă în societate. Ea este cea care face poezie, radio, televiziune, mai nou un master în publicitate, iar și mai nou a început să croșeteze și să împletească, pentru că, crede Nadia, așa este bine unei viitoare mămici. El este capul familiei, este omul pragmatic care încet, dar sigur, și-a creat o agenție de publicitate, una de presă, niște site-uri, un ziar cu care și acum este mândru, iar și mai nou este consilierul primului ministru pe probleme de tineret și tehnologii informaționale. Iar ca să nu vorbesc eu prea mult și să las loc de discuție invitaților mei, o să merg chiar acum să-i salut și le spun bună seara! Bună seara! În studioul nostru este prezentă Nadia și Tudor Darie. Nu știu dacă v-am prezentat ca la carte de la început, dar timp de o oră o să avem destul timp să ne spuneți voi doi mai multe despre fiecare în parte. Dar pentru că Tudor Darie era o personalitate mondenă destul de puternică până a se căsători, eu cred că foarte multe domnișoare îți făceau curte și erai un băiat care probabil avea foarte multe soacre și socri, pentru că părinții de familie bună de obicei încearcă să cupleze tinerii ca să aibă un viitor frumos împreună. Și acum te întreb din capul locului, prin ce te-a cucerit Nadia și de ce ai ales-o pe ea de soție? Vreau doar să precizez că eu nu am știut că am avut atât de mult socri și soacre, pentru că de fapt am doar un socru și o soacră. Iar cu Nadia ne-am cunoscut într-o zi de vară, era vorba de 12 august 2008, eram împreună la o școală de vară în România, iar exact în acele momente frumoase de vară pe un vapor de pe Dunăre ne-am cunoscut, pentru că ne știam mai bine zis de ceva timp, dar exact în această perioadă ne-am apropiat și ulterior, deja revenind de la această școală de vară, s-a înfiripat această poveste de dragoste între noi, ca ulterior să ne decidem la un an de prietenie, să ne decidem că ne căsătorim. La 2 ani am jucat nunta și iată, la al treilea an așteptăm un micuț. Totul ca la carte, aproape programat, cum spun tinerii de azi. Dar nu a fost programat deloc. De fapt, nu a fost programat, într-adevăr. Nadia, atunci te întreb pe tine, ai pus ochii din start pe Tudor? Era o partidă bună pentru tine? Trebuie să-ți spun că, într-adevăr, a existat cineva care atunci mi-a șoptit, dar nu din punct de vedere al dragostei, dacă putem vorbi așa. Pur și simplu o relaționare, pentru că eu urma să vin aici la facultate și cineva atunci mi-a șoptit: uite, trebuie să te împrietenești cu Tudor, că el este un băiat bun. Dar eu, știind deja că are ceva experiență în spate și, cum ziceai și tu, deja era cunoscut oarecum, zic, ei, nu se mai uite el la fete de provincie, vreau să zic. Exact. nu se mai uită el la fete al de mine. Dar mă rog, oricum. Și după care, văzând că de fapt e și el pământean ca și noi și... Tudor zâmbește pe sub musteț, îi place numele de pământean. Da, și plus că am nimerit într-o gașcă după aia. Ai nimerit sau ai căutat-o tu cu lumânare gașcă? Dar nu, că la o școală de vară, de fapt, o găsești fără să vrei.
Cel mai interesant, cel mai interesant este că, de fapt, eu am fost cel care primul m-am apropiat, pentru că după ce spuneam că eram pe acest vas de pe Dunăre, ulterior am mers seara la o discotecă și am fost cel cu inițiativa, iar acum aflu lucruri destul de interesante. Păi noi femeile întotdeauna știm să părem enigmatice când, de fapt, țesem niște mreje acolo în spate undeva. Atunci când tinerii sunt realizați sau când realizează ceva, lumea imediat începe să tragă sforile și să zică: dar cine este? Dar cui este? Dar cine este mama și tata? Dar oare cine l-a împins? Dar cine l-a motivat? Dar cine i-a fi dat bani să facă asta și asta? Și e logic să vă întreb pe voi, cine stă în spatele vostru? Din ce familie veniți? Ce copilărie ați avut? Și dacă este tata sau mama, un om suspus, pentru că Tudor Darie a fost copilul unui politician, pe urmă a unui om de afaceri... Până la urmă s-au mai deschis ele cărțile, dar sunt sigură că foarte mulți părinți se gândesc pe da, dacă nu fi avut pile, nu fi ajuns. Eu vreau să precizez că, de fapt, anume, din considerentă că nu am avut acest sprijin, cred că în acest moment încerc să reușesc și să obțin anumite lucruri, pentru că dacă aș fi avut din start toate aceste lucruri și un sprijin important din partea părinților, probabil că aș fi avut o educație mai bună, probabil că aș fi avut alte oportunități, dar cu siguranță nu aș fi fost călit atât de mult și să am o dorință atât de mare pentru a reuși în viață. Deoarece tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, este răposat, am rămas din clasa a doua fără de tată. Mama a lucrat, de fapt, toată viața în câmp, la grădină, și atunci când am venit în Chișinău la studii, mi-am depus actele, am participat la un concurs, am fost admis ca fiind bugetar. Ulterior am creat o organizație neguvernamentală împreună cu alți colegi de la diferite ziare școlare din Republica Moldova și în felul ăsta am început. Deci nu a fost cineva cu pile care să fie Dar în spate. Deschide parantezele și spune că tu erai mare activist încă din liceu. De pe băncile liceului făceai parte dintr-un parlament a copiilor, pe urmă dintr-un parlament a tinerilor. În 2002 ai luat și cel mai bun voluntar al anului. Da, confirm, în principiu acestea au fost lucrurile care m-au stimulat să fiu și mai activ, pentru că am acumulat o mică experiență în ceea ce privește presa școlară și atunci când am venit în Chișinău, de fapt ăsta a fost imboldul. Am dorit că împreună cu alți colegi de la alte ziare școlare să îi ajutăm pe alți copii, tineri, să inițieze și ei astfel de ziare. Pe Nadea o cunosc mai mult de la concursurile de poezie raionale, pentru că noi venim din același raion, de la Ialoveni. Pe urmă eram sigur că o să facă jurnalism și ea a făcut limbi străine. Dar până la urmă te-ai mai întors puțin la jurnalism, că faci un master acum. Da. Bine, nu regret că am făcut limbi străine, pentru că eu le zic cei 3 ani de armată, de fapt, care i-am făcut. Așa-i numesc eu și cred că e foarte corect. Mai urmează încă 2. Mai urmează încă 2, dar așa sunt mai lejer. E adevărat că masterul îl faci datorită lui Tudor, pentru că el te-a impus? Na. Ai insistat sau nu? El a bătut cu pumnul masă să nu-l dau, că deja știam de sarcină, știam că urma să vină bebe și el zice, îți trebuie ție și copil și studii și astea. Și plus că nu e atât de... Deci el opta ca să facem un master peste hotare. Eu nu. Eu o am să depun un master peste hotare deja. Da, probabil. Zic, nu, eu am să depun actele, eu am să fac. Și atunci când am luat și o bursă, deja el s-a resemnat. Ca să înțeleagă lumea că ai dat și o bucată de sesiune doar pe 9 și 10. Ei, ceea ce înseamnă că o femeie însărcinată nu se duce cu matricula și zice, puneți-mi. Chiar ai muncit. N-am avut niciun avantaj, pot să recunosc din asta. Dar, cum zice sora mea, au dat 2 examenul și s-a văzut. Și de asta nota e mare. Da. Pot să spun că, deși inițial eram un pic sceptic în privința acestui masterat pe care Nadia dorea să-l fac neapărat, atunci când am aflat că, de fapt, Nadia a fost admisă la studiile de masterat, era aproximativ orele 1 sau 2 noaptea, pentru că am luat-o pe Nadia de la o cumătrie, era o moderatoare la o cumătrie, ne întorceam și, trecând pe lângă Universitatea de Stat, ne-am oprit cu o lanternă, cu lanternă am căutat pe listă și la 2 noapte dansam în fața Universității de Stat. Probabil oamenii care trăgeau pe lături și credeau că așa sunt foarte desi. Vreau să spargem universitatea sau cine știe ce. Bun, eu vreau să mă întorc un pic la oamenii dragi care sunt alături de voi și care, vreau să cred eu, vă susțin. Iar pentru ca să aflu cât de mare este susținerea asta și dacă nu vine în detrimentul muncii voastre, o să merg să-i întâlnesc. E vorba de nașii voștri. Și atunci când am citit pentru prima dată pe net că Tudor Darie se căsătorește și cine vor fi nașii, nu am fost șocată, dar cred că și foarte multă lume au zis, wow! Ei bine, eu cred că ați meritat nașii ăștia
și nașii ăștia v-au meritat pe voi, iar dacă e așa sau nu, o să aflăm împreună, așa că eu merg să întâlnesc pe nașii de cununie a lui Tudor și Anadie, care sunt Alexandru Tănase și Angelina Tănase. Domnul Tănase, știe toată lumea, este președintele Curții Constituționale, dar astăzi nu vorbim despre politică și nici despre funcții, ci mai degrabă despre oamenii care vin alături de noi. Bună seara! Bună seara! Eu cred că domniile voastre nu acceptați pe oricine în calitate de fiind. Sigur, eu cred că orice persoană nu accept pe oricine. Ia spuneți-mi cum a venit această idee. Pe cine cunoșteați? Pe Tudor bănuiesc. Pe Tudor cunoșteam. Și v-ați gândit că merită să vă fie fin? Întrunește toate calitățile? I-am cunoscut, după ce s-au cunoscut băieții, ne-am cunoscut și noi fetele. S-au părut atât de simpatici, atât de calzi. Și chiar am fost onorați de această invitație. Dar sunteți mașii care, la care au venit finii cu colaci, v-au sărutat mâna cu Prosov, așa ca la moldoveni. Noi nu suntem, cu Angelina, nu suntem tradiționaliști, până în zilele astea. Fundamentaliști. Nu prea. Încercăm să cu esența anumitului idei, dar nu neapărat pe procedurile astea care sunt desfere foarte și foarte așa extravagante. Chiar Nadia cu Tudor sunt mai atenți la tot felul de detalii ce țin de tradiție, noi nou ne scapă. Păi atunci aveți dumneavoastră ce învățați de la deși. Da. Absolut. Eu zic să mergeți să vă așezați, pentru că acolo să putem vorbi mai pe îndelete. Iar eu până un alta rămân aici pe scenă, pentru că, așa cum spuneau și nașii, Tudor și Nadia sunt un pic tradiționaliști. Și zic asta pentru că Nadia întotdeauna se laudă că are acasă foarte multe ii naționale, pentru că îi plac tradițiile, pentru că a și cântat în crenguța de iederă și pentru că există o persoană foarte dragă inimii ei, care bănuiesc că i-a devenit dragă și lui Tudor. Este vorba de Maria Iliuț, pe care am invitat-o astăzi să fie alături de noi, pentru ca să ne simțim și noi, nu știu dacă moldoveni cu acte în regulă, dar cel puțin oameni care știu să-și iubească țara și neamul. Și vă zic bună seara și dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit. Acum mă gândesc eu dacă nașul știa mai întâi pe Tudor și pe urmă aflat și de Nadia, în cazul dumneavoastră este invers. Mai întâi ați cunoscut-o pe Nadia și pe urmă și pe Tudor. Exact. Întâi am cunoscut-o pe Nadia la ansamblu Crenguță de Iederă de la Universitatea de Stat. Pe urmă, în oraș am văzut împreună. Și v-ați gândit că se potrivesc? Și eu am chemat-o pe Nadia într-o parte și zic, Nadia, să dorm și eu liniștită de seară, cine-i flăcăul ăsta? Și este prietenul meu și asta, zic, mă bucur, l-am studiat și eu și aia, na? Și cam asta a fost prima vedere, prima cunoștință cu Tudor. Păi spuneți-mi, la universitate vin mulți tineri în ansamblul dumneavoastră, pentru că acum tradițiile unde sunt, unde nu sunt deloc. Dumneavoastră sunteți cea care începeți să coaseți din nou ie cu ie și fir cu fir. Vin foarte mulți tineri și asta mă bucură, pentru că în timp cât sunt ei acasă, urmăresc televizorul, ne mai văd la televizor și atunci... Și de asta vin să fie vedete. Vai, ce artiști sunt acolo și toți vin să devină într-un fel vedete, pentru că mai apoi când se întorc la țară și cineva i-a văzut la televizor, îi dăm o vedete și așa, cu o altă ținută, cu, mă rog, cu alte aere. Ei, despre asta o să vorbim când ajungem pe canapea, să ne spună Nadia Dare cum a devenit ea vedetă în Crenguța de Iederă. Poate o punem și să cântem la final de emisiune. Dar până un alta ne cântați dumneavoastră aici, iar eu mă retrag să fiu și eu ascultătoare. Cu plăcere. Cu plăcere.
Foarte mult, dacă nu am fi fost într-un studio de televiziune și dacă nu ne-a fi propus să stăm aici așezați, cred că am fi făcut o horă mare aici, sigur, în mijlocul studioului. Cred că ar fi logic ca prima întrebare să o adresăm nașilor, pentru că ei sunt mai mari ca și importanță în acest studio. Ori noi, moldovenii, întotdeauna am avut respect față de nașii pe care ne-am luat la cununie sau de părinții noștri spirituali pe care i-am câștigat în urma Sfintei Cununii. Și de asta vreau să vă întreb dacă tinerii ăștia doi sunt molipsitori, dacă energia pe care o au ei este debordantă, dacă ideile lor trăsnite, pentru că tinerii întotdeauna au idei trăsnite, sunt bune și pentru dumneavoastră, dacă ați furat vreodată de la ei. Ideile trăsnite, de fapt, au mișcat lumea. Progresul mondial se datorează ideilor trăsnite și în sensul ăsta Tudor și cu Nadia nu sunt excepție. Tudor fiind o persoană foarte inventivă și creativă, din facultate, când a făcut primul ziar și mereu a reușit să fie o persoană așa non-conformistă. Pentru foarte multă lume, afacerile pe internet sunt tabu, pentru că vezi, Doamne, deschizi și totul e gratis, accesezi ce vrei și nu plătești nimic. Când vorbești de afaceri pe internet, sună cam strani. Ori omul ăsta a demonstrat că poți să faci afaceri pe internet. Așa e, Tudor? Cred că afacerile pe internet de-abia încep să fie dezvoltate în Republica Moldova, pentru că până în acest moment s-au dezvoltat mai mult site-urile de știri, ori cu adevărat marile afaceri sunt din comerțul online. Și deci după ce vom avea sisteme electronice de plată în Republica Moldova, cu siguranță că în perioada următoare vom avea astfel de sisteme de plată și vom putea cumpăra, vinde diferite produse de pe internet. Și acolo se vor face bani, cu siguranță. Tot doamna Angelina spunea din start că mai întâi s-au cunoscut băieții și pe urmă fetele. Cum l-ați cunoscut pe Tudor? Bun, a bătut la ușă, v-a cerut ceva, i-ați fost așa profesor. Nici chiar așa, nu. Noi ne-am cunoscut cu Tudor în perioada Revoluției Moldovenești, dacă pot zice așa. Este vorba de anii 2007, 2008, 2009, când aveau loc acele procese foarte interesante în societate. Vi s-a părut un tânăr de perspectivă atunci? Eu nu înțeleg ce înseamnă tânăr. Noi toți avem perspectivă. Nu cred că este persoană fără perspectivă. Unii știu să viseze și să trâmbițeze fără să obțină nimic. Altul poate mai încet, poate mai lent, dar face câte ceva. Câți visează la afaceri pe internet? Câți visează la site-uri de știri? Bun, sunt foarte multe site-uri de știri care astăzi apar și în două zile dispar. Și asta este un adevăr. În momentul în care ne-am cunoscut și am început să avem așa anumite relații, nu cred că perspectiva era elementul care mă făcea cel puțin pe mine să întrețin o relație cu Tudor. Era vorba de o anumită comunitate de idei, anumite viziuni comune asupra anumitor probleme. Asta, de fapt, unește oamenii. Mai puțin perspectiva pe care o are partenerul de dialog. Doamna Angelina, mai aveți fiini de cununie? Da, mai avem. Și ați mai acceptat și pe ăștia? Pentru că, de ce vă întreb pe dumneavoastră? Pentru că femeia este cea care în casă spune da sau ba, întotdeauna este așa. Nu știu dacă e chiar așa în familia noastră. Adică nu ați fost întrebată dacă trebuie comună sau nu. Ba da. Am discutat împreună acest lucru. Am acceptat pentru că i-am văzut foarte simpatici și în afară de visele de care ați spus și dumneavoastră mai devreme, am văzut în ei așa un foc și o capacitate de a munci, pentru că e una și e foarte bine să visezi, e altceva să și realizezi aceste lucruri pe care ți le dorești și
Tare, tare scumpi. Nu am stat să analizăm așa foarte detaliat. Acum despre sarcină mai pălăvrăgiți la telefon? Ca între femei deja? Da, uneori. Eu nu vreau să facem politică în seara asta, dar vrei, nu vrei, apare puțină politică, pentru că dumneavoastră ați făcut parte din PLDM, ați fost în Parlament și în cazul ăsta mă întreb, dumneavoastră l-ați propulsat pe Tudor în funcție de consilier sau nu? Sigur că nu. Și Tudor va confirma și cei care cunosc care a fost ascensiunea lui Tudor în activitatea publică. Știu foarte bine că nu l-am propulsat. Eu cred că Tudor este consilier la primul ministru doar exclusiv datorită capacităților și contribuției sale pe care poate... Dar știți cum suntem o țară de naș și de cu metri și imediat zice lumea, a, păi dacă Tănase e naș, e și logic. Păi, o să zic oricând, asta e, de asta și există gura lumii ca să spună orice, dar nu cred eu că un funcționar de asemenea rang cum este primul ministru ar păstra un consilier, dar doar datorită anumitor relații cu o persoană sau alta. Este mult, funcția de consilier este mult prea importantă ca să o utilizez în van, plasând o persoană nepotrivită. Tudor, când a plecat nașul și a devenit președinte a Curții Constituționale, ai suferit? Okay, profesional? Cei ce am simțit eu în lumea mea interioară, cred că mai puțin interesează lumea. Mai mult contează ca să ne facem meseria corect. Asta nu, cred da, că... profesional nu e suferit cu nimic. Probabil dacă ar fi fost așa cum spuneai anterior, că aș fi fost acceptată funcția de consilier datorită unor relații, probabil că a doua zi trebuia fie eu să-mi dau demisia, fie să fiu demis de către premier. Uite că nu a fost așa. De ce? Probabil trebuie să-l întrebați chiar pe premier direct. Dar cred că, până la urmă, soluția este, și lucrurile sunt foarte simple. Este important să delimităm clar viața personală de viața politică. Pentru că în viața personală, în familia pe care o avem și relația pe care o avem cu nașii noștri este una aparte, care nu are absolut nicio legătură cu lumea politică. Nașii noștri sunt oameni foarte scumpi și dragi nouă, pe care respectăm foarte mult, de la care avem multe de învățat. Iar activitatea publică și activitatea politică este altceva, pentru că prin intermediul politicii încercăm să promovăm anumite idei, să schimbăm unele lucruri în Republica Moldova. Deci este cu totul. Acum să ne spună fetele, când vă întâlniți, discută domnii ăștia politică? Vă enervează cu temele lor politice? Noi discutăm ale noastre și nu tragem cu urechea la ce discută băieții. Vă duceți în camere separate și închideți ușile. Nici chiar așa. Într-adevăr, dar oricum ne luăm colțuri aparte din bucătărie sau din sufragerie. Am înțeles, înseamnă că polemică se face. Și apoi sunt și teme care ne interesează pe toți patru și astea le discutăm cu mare plăcere împreună. Dar sunteți pe aceeași lungime de undă sau nu? Tudor, domnul Tănase. În ce sens? Aveți divergențe de opinii, opinii diferite vis-a-vis de sistemul politic? Nu există oameni care să nu aibă divergențe de opinii, altfel am fi cu toții la fel. Toți suntem personalități, toți avem punctul nostru de vedere asupra unii sau alte probleme. În anumite situații avem o viziune, în alte situații vedem lucruri diferite. Este ceva absolut firesc. Vreau să-mi implic puțin și pe doamna Iliuță în discuție. Vorbeam ceva mai devreme de tradiție. Ziceam că Nada este cea cu tradiție, bănuiesc eu în casă. Știu că ai niște ei naționale foarte frumoase, de pe unde te duci, toți le cumpe, cheltuie din bugetul familiei pentru niște lucruri inutile, cum spun unii. Investim. Investiție în ce? În tradiție? Inclusiv, pentru că Nadia, fiind implicată în ansamblul doamnei Liuță, prin faptul că noi procurăm o ei, de fapt o investiție în Nadia și în imaginea ei, sigur. Vă plac tinerii cu inițiativă, tinerii care luptă, se ceartă, încearcă, cântă, când pot, când nu pot, dar încearcă. Sigur. Eu chiar mulți tineri am care vin în ansamblu mai cu puține aptitudini, dar nu lipsesc niciodată și cu atâta dăruire, dar mai scârție pe aici colo. Sigur, cu drag îi ajut, pentru că mă bucur că au îndrăgit tot ce ne reprezintă ca națiune, toate tradițiile și obiceiurile și mă bucur și îi susțin tot timpul. Am înțeles că ați fost prezentă și la nunta lor. Am fost prezentă, dar cu ce mi s-a memorizat și am ținut-o minte, pentru că până la nunta dumnealor am mai avut o nuntă.
cam așa, nu știu cum, mai pasivă, mai, nu știu. Și când am venit la nunta dumnealor, atâta veselie, atâta degajare, atâta comunicare între toți nuntașii, că mi-a părut rău. Nadia mi-a zis, doamna Iliuț, vă rog numai pe o oră. Și atunci n-am putut să vreau să stau mai mult, dar... Dacă v-a rugat. Glumesc, dar a fost deosebit o nuntă, în primul rând, sigur că a dat start tinerii, Mirile, Mireasa, Nașii și toți cei au fost niște oaspeți. Eu am să vreau să spun că a fost și cu impact apariția doamnei Maria la nunta noastră, pe lângă fapt că eu încins și eu ridicat pe toți la dans, absolut asta. După aia, da, câteva luni, nu știu, diferență, mergeam în mașină, eram în mașină. Împreună ascultam radio și începe o melodie, da, fără fără text. Fără text, da, fără apariția interpretului, începe la radio. Și Tudor deodată zice, asta e Huțul, ca așa-i? Eu rămân schimbată la față, zic, da, tu de unde știi? Că el nu prea are... Mă rog, bine, îi place muzica, ascultă, știi ce fac eu, știi ce se întâmplă, dar nu m-am gândit că ar putea recunoaște o melodie fără ca să înceapă a cânta și fără ca să fie auzit pe doamna Maria, pentru că, de fapt, începuse să cânte o piesă de a doamnei Maria, care, într-adevăr, Huțulca este. Și zic, da, e Huțulca, da, zic, tu cum ți-ai dat seama? Zice, da, o cântat-o la nuntă la noi. Deci, de-amâia noastră. Da, deci e cu impact, într-adevăr. Dar acum, nașilor, sunteți critici vis-a-vis de finii dumneavoastră? Vă permiteți să-i mai criticați, să-i mai învățați, să-i mai ocărâți? Noi nu criticăm nici copiii noștri. Cred că mai bine ar putea să spună ei dacă îi criticăm sau îi cercăm. Nu știu, de exemplu, domnul Tănase, deschideți foarte des site-ul lui Tudor și Anadii ca să vedeți ce fac. Și după asta să o sunați pe Tudor și să-i spuneți. Adevărul că nu sunt de fiecare dată din simplu motiv că Tudor este mereu în ședință sau eu sunt mereu în ședință. În sensul ăsta avem la dispoziție mail-ul care... Dar ce mi-a plăcut că ați spus că... Ne mai găsim pe Facebook. Da. Chiar dacă nu sunteți din aceeași generație cu ei, sunteți omul internetului, omul accesului la informație. Și eu vă văd foarte des pe Facebook. Da. Să știe lumea că sunteți dumneavoastră, poți să se adreseze personal. Pot adresa. Dar dincolo de asta, aveți mai multă experiență. Sunteți un lup bătrân, cum am spune noi, în comparație cu mine și cu Tudor, acum zic. Puteți să-l învățați cu ceva, să spuneți. Asta e o vorbă frumoasă și înțeleaptă. Da. Dar puteți să-i spuneți uneori lui Tudor, Tudor, nu-ți băga capul acolo că nu-i de tine, sau fii atent cu cine te bagi, sau ai tu niște idei îndrănețe, dar mai ține-le pentru tine că s-ar putea să dai în bară sau să te frigi prea tare. Bun, eu cred că în orice relație, nu neapărat relația naș sau fină, sau relații chiar amicale, mereu când vezi că o persoană riscă să comită o greșeală, te dai cu părerea. Dar eu sunt convins că nu este bine să insiști prea tare. Ți-ai expus punctul de vedere după care fiecare decide și în sensul ăsta relația cu Tudor nu este una deosebită. Eu mereu mi-am spus am spus ce aici cred eu despre o situație sau altă, dar Tudor a luat deciziile și a acționat așa cum crede el că este mai corect. Este om matur, este om căsătorit, uite, grabă, va avea un copil. Nu știu dacă îmi stă mie bine să-i dau lui, să-l forțez în luarea unei decizii. Și nu ar fi corect. Eu spuneam că noi nici cu copiii noștri nu utilizăm... Nu vă impuneți punctul de vedere. Sigur, nu știu, este bine să știi ce vrei, care este punctul nostru de vedere. Dar, de regulă, Angelina este aici lângă mine, nu o să mă las să mint. Noi îl lăsăm pe ei ca să... Dar în familia dumneavoastră, cine e mai dur? Mama sau tata, doamna Angelina? Cine e mai dur? Cine e mai dur? Atunci când e vorba de copii, cine bate cu pumnul în casă? Dumneavoastră sau soțul? Eu cred că ne cam schimbăm cu rolurile în funcție de situație. Uneori poate să fie Sandu mai dur și eu mai flexibilă, alteori invers. Dar cuvântul tatălui este autoritate în casă, bănuiesc. Și cuvântul tatălui, și cuvântul Sandu, și cuvântul meu este... cu autoritate. Acum depinde de situație. Hai să întrebăm și pe ei. Tudor, tu ai nevoie de sfaturile lui Alexandru Tănase. Acum nu zicem nașul, zicem de relațiile de prietenie și de subordonare vis-a-vis de ani. Ca să nu zic că e lui bătrân, că se supără iar.
Nu, nu m-am supărat. Am zis că să nu sunt nici bătrân și nici lup. Mi-ar place să am un prieten care să-i spun lup bătrân și să pot avea încredere în el. Atunci când suntem în fața lor unei decizii importante, cu siguranță că îi consultăm pe nașii noștri. Și în fond, chiar și atunci când ne-am gândit că să ne adresăm cu invitația ca familia ta noastră să ne fie nași, chiar puteți să vă spunem că a fost prima pereche la care ne-am gândit și practic unica, pentru că ne-am spus hai să vedem care va fi răspuns și ulterior, dacă va fi un răspuns negativ, ne vom gândi la alte opțiuni. Deci a fost prima idee care ne-a venit nou în cap la ambii, ne-am adresat, am primit un răspuns pozitiv și în mare parte motivația noastră internă a fost respectul pe care îl aveam față de familia Tănați și în special față de Alexandru Tănați, deoarece îl cunoșteam mai mult la acea etapă, anume pe Alexandru Tănați. Ulterior am crescut-o deja și pe nașă și avem o relație mai aparte. Deci atunci când suntem în fața unei decizii importante, îi consultăm și în viața de zi cu zi pot să spun că ne inspirăm și noi din relația pe care o au nașii noștri, deoarece observăm o relație foarte călduroasă. Nu este o situație în care bărbatul sau femeia se bat cu pumnul în masă, că anume așa trebuie să fie. Deci învățăm și noi din aceste lucruri și pot să spun că familia noastră cam la fel stau lucrurile. Ne consultăm, luăm decizii împreună. Uneori, noi încă nu avem copii, de-abia urmează să avem, dar uneori poate, adică este un pic mai supărată uneori eu, dar în fond ne completăm și încercăm să ne sprijinim unul pe altul în lucrurile pe care le facem zi de zi. La adunarea de familie, v-ați gândit, probabil merită sau nu să luăm copiii ăștia în calitate de fiind? Noi ne mândrim cu ei, bineînțeles, totuși altele sunt, altele decât mândria sunt sentimentele noastre și gândurile care le purtăm vis-a-vis de Nadia și Tudor. Suntem bucuroși că sunt fericiți, suntem bucuroși că sunt atât de descurcăreți și chiar sunt independenți, nu numai la nivel de glumă, câtă sare să pună în borș sau nu știu ce, dar chiar se descurcă foarte bine singuri și noi avem o viziune aparte vis-a-vis de sfaturi, mai ales atunci când nu ți le cere, de asta chiar nu ne băgăm cu sfaturile și ei, slavă Domnului, s-au descurcat dintotdeauna singuri, fără ca să apeleze la sfaturile noastre sau chiar la ajutorul nostru. Eu, dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Știu că sunteți oameni foarte ocupați și doar pentru că iubiți foarte mult ați acceptat să veniți aici la noi. Vă dăm voie să fugiți cu o singură condiție, că peste o bună bucată de timp reveniți aici cu propria familie și vedem cine bate atunci cu pumnul în masă. Iar eu fug spre altul invitat. Doamna Iliuț, mai rămâneți alături de noi pentru că vrem să ne mai încântați. Atunci când vorbim de tânăra generație, întotdeauna ne gândim că lumea este acestora. Pe de altă parte, ori de câte ori vrei să faci ceva, găsești un obstacol. Dai de o ușă care nu se deschide, dai de un bolovan peste care trebuie să treci, dai de o groapă peste care trebuie să sari. Eu îi zic bună seara lui Sergiu Galușca. Nu te-am cunoscut niciodată personal, dar mă bucur să fii aici alături de mine. Mersi, ești prietenul lor. Da. Căutând pe net câte ceva despre tine, am găsit că de fapt ești o enolog, că îți place vinul, că ai încercat să faci niște stagii prin Statele Unite, prin Turcia, prin Caucaz, vis-a-vis de vița de vie, nu de jurnalism și nici de presă. Doar vinuri, doar cu vinuri am fost. Atunci să întreb, de ce ești prieten cu ei? Pentru că e corupt să bea vin de Moldova? Nu, pentru că sunt prieten cu ei, de simplu zic, sunt prieten cu ei, nu pot spune. Adică așa soarta ne-a unit, așa ne-am întâlnit, ne-am plăcut, am rămas împreună, asta e motivul. Eu știu că și ție îți place ziaristica, chiar dacă nu recunoști, ai și tu tangențe datorită lui Tudor în acest sistem. Dar pentru asta mergem să ne așezăm, acolo să discutăm tendelete, iar pe doamna Iliuț o invit din nou aici pe scenă, pentru ca să ne facă emisiunea mai frumoasă și mai colorată. Thank you.
Mult, atâta timp cât doamna Iliuț ne-a cântat, mă gândeam eu cât tare ai fi vrut și tu să fii undeva pe acolo prin spate să mai cânti. Și spune-mi cât de dor îți iese de crenguța de iederă. Și când ai fost ultima dată pe la fete? Da, chiar săptămâna trecută am trecut să le văd, i-am susținut într-un concert pe care l-au avut de Crăciun. De... Și să nu-i spuneți of, 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 stai mai încet? Ne-am bucurat că a venit și tot le-am spus celorlalți, vedeți, nu poate sta acasă, nu poate fi lăsat. De fapt, eu până pe la 7 luni aproape și am ieșit în scenă, inclusiv la Palatul Național. Și... Te-am văzut și cu microfonul în mână. Exact, adică nu m-am ogoit măcar. Și după un concert deja am strâns bine costumul și zic, doamne Maria, eu îl dau, că dacă îl mai țin precis, că mai vin la un concert. Eu vreau să-l implicăm și pe Sergiu puțin în discuție. Ziceam că tu faci parte puțin din altă branșă sau mergi pe altă cărare. În ce moment al vieții v-ați cunoscut voi? De cât timp te știi cu Tudor? Fratele meu era prieten, adică mai de mult era cu Tudor împreună. El a făcut legătura. Prin activități de voluntariat și ca tineri jurnaliști, da? Sau implicați în ONG cu tineri jurnaliști. Iar eu am făcut cu Tudor... Țin minte și acum aveam o sesiune, învățam la o universitate tehnică și aveam de făcut niște desene și chiar, adică, Tudor, nu poți desena, vine într-o să mă ajută și pe mine. Adică, așa a fost. Eram în vizită atunci la Atunci la desen te pricep bine? Nu mă pricep la desen. Eram în vizită la Vasile, noi urma să plecăm la o școală de vară și atunci l-am cunoscut pe Sergiu și noi suntem, practic, în aceeași vârstă cu Sergiu. Vasile este mai mic cu câțiva ani. Și el spunea că vine, hai să desenăm împreună, eu tăret, facem treaba. Și atunci a fost deja un moment mai special, ne-am cunoscut. Și pot să vă spun că Sergiu, de fapt, a avut un rol destul de important în viața mea, deoarece atunci când doream să depun documentele la facultate, pentru a fi admis la facultate, eu eram predispus să depun actele pentru studii la contract, având mitul ăsta undeva implantat în cap, că, de fapt, toate locurile sunt cumpărate, nu am nicio șansă. Și Sergiu spune, zic, dar care e problema să încerci să studii un anumit examen? Dacă reușești la buget, ok, ai studii la buget, dacă nu, vei plăti contractul. Mă zic, într-adevăr, e logic. A doua zi am mers la facultate, am depus actele pentru studii la buget, am susținut examenul, am fost admis și iată, am fost bugetar în perioada studiilor. Și cred că anume sfatul și încurajarea lui Sergiu a jucat un rol important. Eu am înțeles că voi ați făcut și voluntariat împreună. Ori pentru tinerii din Republica Moldova, noțiunea de voluntariat este egală cu nu știu cum. O să fiu foarte rea acum, dar o să zic cu prostie. Ei, eu ce sunt prost să lucrez pe degeaba? Să fiu voluntar? N-am nimic de la asta. Pe voi ce v-a motivat să faceți voluntariat? Experiența. Sau cine pe cine a motivat? Experiența. Un tânăr nu are experiență. El trebuie să
fi gata pentru o anumită perioadă de timp să câștigi această experiență. Și gratis. Exact, altfel experiența nu vine. Aceeași comunicare, aceeași, nu știu, modul de a te afirma sau a vorbi. Sau... Sunt lucruri care la școală nu le înveți și le înveți atunci numai când devii voluntar într-un proiect. Pe de altă parte, tinerii noștri imediat vor bani, pentru că te gândești, sunt tânăr, vreau să muncesc, vreau să câștig. De ce să muncesc eu pe gratis? Cineva să stea bine pe spatele meu. Și în cazul ăsta, voluntariatul, nu știu cum, nu prea este acceptat, nu prea este înțeles. N-am să fiu de acord, pentru că avem foarte mulți tineri activi, foarte mulți tineri implicați în activități de voluntariat. Și atunci când vorbim despre voluntariat în Republica Moldova, de cele mai multe ori, anume, această mișcare este asociată cu tinerii. Mai recent noi avem și o lege cu privire la activitatea de voluntariat, iar perioada de experiență în calitate de voluntar într-o organizație neguvernamentală sau într-o altă companie va fi considerată și ca stagiu de practică și va fi luată în considerație ca și perioada de experiență la angajare în câmpul muncii. Deci atunci când un tânăr dorește să se angajeze, de obicei angajatorul îl întreabă, dar ce experiență ai, câți ani de experiență ai, prezintă-mi anumite documente confirmative și iată, prin intermediul acestei activități de voluntariat, tinerii chiar de pe băncile școlii sau de pe băncile facultății vor acumula mai multă experiență și ulterior la angajare va fi luată în considerație. Sau o altă motivație pentru tineri, această activitate de voluntariat îi va oferi anumite credite suplimentare în procesul de studiu, în conformitate cu procesul de la Bologna. Deci este un alt avantaj. Și dacă să revenim la modul în care ne-am cunoscut cu Sergiu, noi am fost implicați în mai multe activități de voluntariat împreună și în special aici vorbim de activitatea la diferite ziare de tineret. În special, noi cu Sergiu am lucrat împreună la ziarul pentru tineri Asta Da. A fost un ziar național pentru tineri, creat în principiu din banii lui Sergiu, pentru că el se sensua la studii. În perioada studiilor a mai acumulat niște bani, a venit în Republica Moldova și chiar a deschis un business. Chiar așa entuziasmat erai? Și a deschis un business și a spus eu astăzi mă gândesc că urmă și singur rămân uimit. Da, nu știu, lucrând în America, simțind propria piele acest vis american, și tot timpul dorindu-mi să mă întorc acasă, am spus că din banii care îi fac nu o să-i cheltui pe lucruri, dar o să investesc în ceva. Și ideea cu ziarul a fost una foarte bună, pentru că eu am văzut fratele Tudor cum au acumulat această experiență. Entuziasm, adică eu au fost la multe traininguri de jurnalism și am spus că ar fi oportun pentru anume de a păși la următorul nivel, anume de a crea un ziar adevărat și a încerca să creăm un produs media adevărat. Asta a fost ideea. Acum ei nu o să-ți spună câte datorii eu am acumulat la sfârșit când o închis ziarul și au pornit site-urile, dar în fond... Până la urmă asta te călești, probabil se riscuri. Atunci când inițiezi o afacere, chiar dacă ai un anumit eșec la prima etapă, lucrurile astea te învață, pentru că noi am învățat o lecție foarte importantă. Și în principiu acea experiență pe care am acumulat-o inclusiv la ziarul pentru tineri Asta Da a fost foarte importantă, pentru că noi am reorganizat activitatea companiei pe internet și practic acesta a fost momentul în care Unimedia a început să fie mai intens promovat, în care au fost angajați oameni și au început să producă conținut separat pentru online și deci acesta a fost punctul de cotitură, iar ceea ce a făcut Sergiu, chiar dacă nu avea experiență în domeniul media, pentru că el mai mult are experiență în domeniul vinificației, noi mai mult am fost parte de jurnalism cu Vasile, cu Dumitru, în schimb el era cel care permanent ne motiva, el era mai entuziast de felul lui și de fiecare dată când venea, băieți, o să reușim, haideți toți împreună, hai. El avea un American Dream aici în cap. Da, și de fapt el a fost cel cu motivația și repet că a avut un rol foarte important în a ne mobiliza și a ne orienta într-o direcție corectă. De fapt el a fost cu motivația și în cazul nostru ca și cuplu. Eu cred că el trebuie să vă povestească lucrul ăsta. Aha, tu ai fost un fel de... cum se zicea doamna Iliuță înainte, la care venea care și... el ugodit într-un da, da, da. Nu, așa... Hai că am să spun foarte, foarte scurt. Eu am avut mai multe prieteni, mă rog, în perioada burlăcii și de moment ce am cunoscut-o pe Nadia, am revenit din România. Sergiu a cunoscut-o și el pe Nadia și într-o discuție privată îmi spune, Tudor, asta e a ta, asta o să fie soția ta. Noi nu știam în acel moment că o să ne căsătorim, pentru că de-abia ne cunoșteam de câteva zile
Iar ulterior, peste circa un an, când am cerut-o deja pe Nadia în căsătorie, practic, acea previziune a lui Sergiu s-a confirmat. El a triumfat. Da, a avut dreptate. A fost ușor. Am văzut ceva. Am văzut flacră în ochii tăi. Ce bun sunt la lucrul ăsta. Nu. Mâine pe rând la Sergiu. Era un fel de cupidon cu săgeata, dar... Nu știu, cred că cupidon a fost altcineva. Eu am văzut flacă. A fost simplu de văzut asta. Am văzut că... Ei, dintr-o parte, e simplu întotdeauna. Cu ce entuziasm vorbea Tudor de Nadia și cu cât dragoste și, nu știu, energie spunea asta. Și am spus că e prea mult. Pentru că eu tot eram într-o relație serioasă, îmi dădeam seama că aici e mult mai mult decât pur și simplu. Acum sunt și cu mătre sau nu? Da, sigur. Suntem, ei sunt finii de boteză a primului copil, Robert, și suntem tot timpul fericiți să fim împreună sau să ne întâlnim. Adică este ceva extraordinar că am reușit să păstrăm prietenie și să dezvoltăm mai departe în această legătură sfântă. Da, de când este Tudor consilierul primului ministru, s-a întâmplat vreodată niște idei de ale tale să îi le sugerezi lui că poate el, pentru că este în mediul cela, poate să facă ceva pentru tânăra generație? Sau pentru tineri întreprinzători, sau iau cum vrei, pentru tinerii oameni de afaceri. Tudor, pentru că este omul vostru implicat în sistemul lor. Noi așa zicem tinerii, că deocamdată politica este a lor. Noi doar încercăm să băgăm capul câte un pic. Tudor este omul, sau este tânărul tuturor tinerilor din Moldova acolo. Adică, și nu spun asta așa, adică cu adevărat acest lucru este foarte important. Referitor la idei, sau tot timpul am tins spre o libertate, o democrație, un mai bun mediu de afaceri în Moldova, un mai bun nivel de educație. Toate lucrurile astea Tudor le știa și le promovează și noi suntem alături de el, adică îl susținem și cred că ar trebui să toți tinerii să facă asta, să susțină cel puțin ideile. Eu am să-l completez pe Sergiu, pentru că de fiecare dată când discutăm, eu încercam să-l conving să vină și el la guvern, pentru că spuneam, uite, tu ai anumite experiențe în domeniul vinificației, ai multe idei care consider că trebuie să implementate, vino și implementează-le, pentru că nimeni altcineva în locul tău nu o să le facă. Și cine altul dacă nu chiar tu. Și încercam să-l conving pe Sergiu în felul ăsta, în același timp înțeleg că de fapt el are o familie, are doi copii deja și e nevoie să se poată întreține, iar din salariul de la guvern vă dați seama... Dar e un fel de act de voluntariat. După mai degrabă că e vorba de activitate de voluntariat. Și până la urmă, Sergiu, chiar dacă nu este implicat în viața politică, oricum prin ceea ce face el, prin vinurile pe care le produce, oricum mișcă cumva lucrurile. Și noi suntem foarte mândri, deoarece atunci când dorim un vin bun sau când dorim un sfat bun, ne adresăm la Sergiu și el de fiecare dată ne ajută. Da. Eu am găsit, Nadia, pe site-ul tău, nu am prea multe studii și de asta nu o să încerc să dau sfaturi. Voi sunteți tinerii care apreciați masteratele și studiile peste hotare? Vă plac tinerii care sunt școliți cu bani grei undeva peste hotare? Să recunoaștem, un an de studii la Londra costă 15-20 de mii de euro. Părinții trebuie să aibă o avere destul de mare ca să-și permită să învețe un copil peste hotare. Vă pare rău că nu ați avut banii ăștia să studiați așa? Eu cred că, privind acum în urmă, nu pot să mă laud, pentru că tu chiar la începutul emisiunii ne întrebai, nu pot să mă laud cu părinți vedete sau cu... Bănoși. Părinți bănoși, exact. Niște părinți simpli, mulțumesc lui Dumnezeu că i-am și să fie sănătoși, să ne susțină moral și din toate punctele de vedere și în continuare. De fapt, cred că motivația interioară a venit mai mult dintr-o neîmplinire, știi? Pentru că atunci când vezi că nu ai ceva, atunci când vezi că ai o piedică, atunci când vezi că ceva nu-ți iese, parcă ești mai motivat să cauți, să realizezi, să faci. Dar, pe de altă parte, foarte mulți tineri care studiază peste hotare se întorc în Moldova și nu au de lucru. Și atunci problema e și mai gravă când investești mii de euro în niște studii. Vii cu un master în Franța sau nu știu unde și nimic. Ei au așteptări mari. Eu, de cum am terminat primul an de facultate, m-am angajat. Și nu vreau să zic că m-am angajat pentru că aveam nevoie de bani, dar pentru că vroiam să capăt experiență. Și am reușit, slavă Domnului, să și învăț, să nu absentez de la cursurile doamnei Mărie, pentru că, apropo, mi-au adus extraordinar de multă experiență și nu doar ca și cântat, tradiții.
foarte multe chitibușuri pe care doamna Maria ți le spune la nivel de ținută, de cum trebuie să arăți, de cum trebuie să te comporți, de cum... Și crede-mă că sunt cele mai... Și plus reușeam să și lucrez, reușeam să mă descurc și pentru că deja eram împreună și cu familia, dacă vrei, reușești. Referitor la activitatea de masterat, vreau să fac o precizare. Cred că încă nu este totul pierdut, avem o viață înainte, de ce nu, poate chiar împreună cu copiii noștri. Vom avea posibilitatea să facem și studii de masterat psihotare. Deci dacă aveți undeva o neîmplinire în interior? Eu da, dar în același timp vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să am posibilitatea chiar în activitatea de la guvern să oferim mai multe oportunități de studii la masterat pe psihotare pentru funcționarii publici, deoarece avem un astfel de program și deja prin acest program anul trecut au plecat 9 funcționari publici, în acest an vor pleca peste 20 de funcționari publici care sunt școliți în cele mai prestigioase universități din Europa, din SUA, din Canada, iar ulterior acești funcționari publici vor reveni în Republica Moldova și vor lucra cel puțin încă 3 ani în guvern și felul ăsta vor contribui la implementarea reformelor. Deci studiile psihotare sunt cu adevărat foarte importante, deoarece oferă o nouă perspectivă, te învață să privești cumva mult mai profund realitățile din Republica Moldova și să înțelegi de fapt ce ar trebui să faci pentru a rezolva anumite probleme. Deci, îmi doresc și eu să fac un masterat psihotare, dar sper că într-o bună zi o să avem această ocazie. De ce nu poate chiar împreună? Da. Sergiu, tu ce idei ai pentru omul guvernului? Ce idei? Pentru omul guvernului, pentru că el este cel care poate să le rezolve pe toate. Cel puțin acum putem să spunem câte ceva. Facem pile cu Tudor. Facem pile cu Tudor? Nu știu dacă le poate rezolva pe toate, pentru că... Hai să-i dăm încredere, să zicem că le poate. Nu știu, eu i-aș sugera lui Tudor să, cu oamenii eștimare ai țării care avem astăzi, să le spună să aibă mai mare încredere în tineri. Cred că asta e cel mai important lucru care vreau să-l spun. Nu contează în ce domeniu, contează. Cred că tinerii merită mult mai mult încredere. Dar și susținere. Da. Doamna Iliuț, dumneavoastră, dacă ar fi să cereți ceva de la Tudor, ce ați cere? Bine, în afară de bani, nu vorbesc de lucrurile pur materiale. Pentru dumneavoastră, pentru colectivul dumneavoastră, pentru tinerii care sunt dornici de a acumula experiență și vor să știe tradițiile și vor să cânte și vor să danseze. Eu sunt sigur că aveți o mulțime de probleme pe cap. Nu știu ce... Adică noi am încredințat lui Tudor o asemenea perlă care e cu cea mai rafinată calități, adică să o iubești, să o păstrezi, că vrem să o știm fericită și pe voi în general. Asta e misiunea, credem-o, da, foarte, da, foarte grea și importantă. Probabil l-a rugat mai repede să mă lase să mă întorc. Exact, pentru că Nadia deja în ansamblu este un capelmaestru. Uh-huh. Care mă înlocuiește și... Na. Atunci sigur că mi-aș dori. Sigur că mi-aș dori de mânuță cu bebelușul. Doamne Iliuț, noi vă creștem un ajutor. Așa că plăcere, tot așteptăm. Plăcere, l-așteptăm, că noi veșnic împrumutăm copiii la diferite momente când... Așa că noi că începem să avem pe noștri. Are și Sergiu deja 2, așa că da. Crește o nouă generație. Gata, eu după cât te văd în seara asta s-a mânăscut un ansamblu. O crenguță de crenguță de iederă, micuță. O rămurică micuță. Un bobocel. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că în seara asta ați fost alături de mine și alături de cei care ne privesc dincolo de sticlă. Atunci când v-am invitat, am vrut cel puțin să le demonstrăm celor de acasă că avem tineri frumoși, talentați și optimiști în Republica Moldova, că avem tineri care nu doar vorbesc, dar și fac câte ceva. Eu l-am cunoscut pe Tudor atunci când făceam și eu primii pași în televiziune și Tudor venea foarte entuziasmat și vorbea despre ziarul asta, da. Și de multe ori luam în cap și Tudor și luam în cap și eu pentru fiecare discuție pe care o aveam în emisie, dar eram atât de mândră, mi se părea că câștig câte o bătălie de fiecare dată, deși războiul ăsta era doar în capul meu. Acum mă bucur de ceea ce ai ajuns. Și vreau să cred că peste vreo 10 ani, noi ăștia care suntem aici o să fim mândri că te-am cunoscut. Nu o să vrem autografe de la tine, că nu vrem să fii o vedetă. Vrem să fii omul nostru pe care să ne putem baza și un exemplu pentru toți tinerii care cresc și vor să se afirme Republica Moldova. Iar ție o naștere ușoară îți doresc. Doamne ajută! Doamne Iliuț, trebuie să ne cântați ceva la final de emisiune ca să mergem cu inima plină acasă. Cu plăcere, asta să fie mai scump. La final de emisiune le doresc toate cele bune celor de acasă și nu uitați, dacă vreți să faceți ceva, îndrăzniți, munciți, cădeți jos, ridicați-vă, scuturați-vă genunchii,
capul sus, pentru că doar atunci când toți împreună vom încerca să mergem înainte, doar atunci vom ajunge să fim cu toții fericiți. Iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi și acasă împliniți. Toate cele bune, ne cântă Maria Ilus la final, iar noi ne revedem exact peste o săptămână. Cel mai mândru, hai, dar îl lua. Dică lumea și pământul, hai, rândă. Ia, stai, jocul cel mai mândru. Aici lumea s-adună când ne joc și voie bună. Aici lumea s-adună când ne joc și voie bună. Râgă-n ochii veselești și o viață pominești. Am un joc când place mie, cai, nu știu mâine șase și e. Că eu la joc și la clacă nu-i poate să mă întreacă. Că eu la joc și la clacă nu-i poate să mă întreacă. Că trișoara așa cu șir, o să ține mult mai mir. Să trăiască mamuța, cai, când mi-o fac cu gurița. Când mi-o fac cu gurița, că sună ca trâmjița. Când mi-o fac cu gurița, că sună ca trâmjița. Când e voie să ascultate și viața mea și mai dragă. M-o fac cu mama în jură, micuță, bună de gură. M-o fac cu mama în jură, micuță.